Conform calendarului examenului de bacalaureat național din 2018, în perioada 12-22 februarie, elevii de liceu vor susține probele de evaluare a competențelor lingvistice și digitale. Liceenii mai au de trecut doar de proba de evaluare a competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională. La nivelul județului Constanța s-au înscris 5.293 de candidați, 4.570 din seria curentă și 723 din seriile anterioare. Aceștia vor susține probele în 51 de centre de examen. Pentru această probă participă 4.144 de elevi care dau examen la limba engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă și rusă. Absolvenții vor avea câteva luni la dispoziție, timp în care vor învăța pentru examenele scrise. Proba la limba și literatura română, luni 25 iunie, proba la limba și literatura maternă, marți 26 iunie, proba obligatorie a profilului, miercuri 27 iunie, proba la alegerea profilului și specializării, joi 28 iunie. Rezultatele vor fi afișate pe 4 iulie și în aceea zi vor fi depuse și contestațiile. Elevii care nu sunt mulțumiți de punctaj vor afla notele finale pe 9 iulie. Cea de-a doua sesiune va începe pe 20 până pe 23 august cu probele scrise, apoi de pe 24 și până pe 31 august vor avea loc probele orale. Cursurile pentru clasele a 12-a și a 13-a se încheie vineri 25 mai.